Bună ziua! Sunt profesor Cristina Popa și astăzi vă invit într-o călătorie în lumea personajului literar. Vom descoperi mijloace de caracterizare directă. Materialul se adresează elevilor de clasa 7 de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Pe cine credeți că ar putea reprezenta titlul de pe coperta de mai jos, de deasupra numelui autorului? autorul Ile Caragiale. Ființă reală Cănuță om sucit, personajul textului, care nu este altceva decât o ființă care trăiește în lumea ficțiunii, adică rodul imaginației autorului. Personajele se întâlnesc atât în textele narrative, cât și în textele dramatice. Pentru a realiza caracterizarea unui personaj, se urmăresc aspecte cu privire la identitatea acestuia, adică vârstă, profesie, nume, istorie personală sau origine, stare civilă, de exemplu, căsătorit sau necăsătorit. De asemenea, aspecte cu privire la statutul în text, adică personaj principal, secundar, sau episodic? Aspecte cu privire la trăsăturile fizice și morale sau aspecte cu privire la faptele, comportamentul și relația cu alte personaje și nu în ultimul rând la felul în care se prezintă sau este perceput de ceilalți. Să reține. Caracterizarea personajului literar se poate face prin mijloace directe și indirecte. În materialul de astăzi, ne vom ocupa de caracterizarea directă, care poate fi făcută de narator, de alte personaje sau chiar de personajul însuși prin autocaracterizare. Să observăm textul. Trenul de București aducea aici, pe linia de la Barboș, deschisă de curând, și depunea pe peronul gării, încă în lucru, un călător deosebit de ceilalți. Acesta era un bărbat de vreo 34 de ani, de statură potrivită, dacă nu chiar înaltă, cu ochi negri, scânteietori și neliniștiți, cu părul castaniu, cu trăsăturile feței desenate apăsat. Dar, în înfățișarea lui, numai obrazul ars de soare și de vânt îl făcea să pară de vârsta arătată mai sus, altfel părând mult mai tânăr, de vreo 34 de ani, vârsta personajului, iar ultimele patru rânduri prezintă trăsăturile fizice. Astfel că naratorul îl caracterizează în mod direct. Să continuăm cu un alt fragment. Din oamenii echipajului nu te-a părăsit până azi niciunul? Niciunul, răspunse capitanul speranței, scuturând capul cu trufie. John Tennyson se uită la el cu coada ochiului. Atunci s-ar părea că nu sunt numai marinari, ci și oameni de inimă. Anton Lupan răspunse cu aceeași trufie. Da, sunt toți, oameni unul și unul. Voi, visătorii, aveți și voi fericirea voastră, mormăi John Tennyson învăluit în fumul lulelei. Observăm, nu sunt numai marinari, ci și oameni de inimă, o trăsătură morală. Sunt oameni unul și unul sau visătorii, voi, visătorii, trăsături morale. Observăm caracterizarea directă făcută de alte personaje. Să continuăm cu un alt text. Anton Lupan întoarse capul spre însoțitorul său și îl întrebă. Cum te cheamă, flăcăule?" Eremia mă cheamă," răspunse încrezător. Prin urmare, am să-ți zic, Eremia, vom vedea ce-o face dacă ne vom întâlni și cu fratele tău. Pe mine mă cheamă Anton Lupan." Anton?" Era la noi în sat un dască la biserică, de chema la fel. O fi nume popesc?" N-aș putea să-ți spun, dar după câte știu, N-am avut niciun popă în neam. Personajele se prezintă, dar, de asemenea, Anton Lupan se autocaracterizează spunând despre sine că nu știe dacă a avut vreun popă în neam și de acolo să-i fi venit numele. Vă propun să exersați singur sau în perechi. Identificați cine îl caracterizează pe Ismail, personajul din fragmentul de mai jos. Era bucătarul corabiei și, în același timp, ajutor de cărmaci, pe nume Nail Jafer Ismail. Un bărbat de vreo 40 de ani, cam mărunțel, dar puternic ca orice marinar, cu capul rotund, chel, cu fața gălbuie, de felul ei, nu de pe urma vreunei boli cu nasul ca un boț de ceară lipit între ochi, iar sub nas, cu o mustață zbârlită încotro vrei, să fi zis că-i supărată pe toată lumea din jur. Bucurați-vă de lectură! Succes!